Salutare și bun găsit la un nou episod marca Nigga Motovlog, așa cum v-am promis încă de episodul trecut. Voi încerca să merg să fac o filmare alături de canguri, ținând cont că vin sărbătorile pascale în curând, săptămâna aceasta. Sper să găsesc tropăitoarele la locul lor unde deja sunt obișnuit, să le văd destul de des. Hai atunci să punem osul la treabă, să ne îndreptăm către locul cu pricina și să vă expun câteva imagini extraordinar de frumoase cu cangurii de aici din Australia, așa cum mi-ați solicitat foarte mulți dintre voi pe YouTube și pe Facebook, și am promis de data trecută că voi pune în practică acest lucru și sunt gata de mers în direcția cangurilor, să zic așa. Hai, v-am pupat, o zi frumoasă, toate cele bune și pe curând! Am venit la prietenii noștri, ia uitați-vă la ei. Eu sunt, salut! Hai să merg un pic aproape de ei. Mama lor de mănuși, că de fiecare dată se întâmplă chestia asta. Hai să mergem aproape de prietenii noștri. Iată că aia din dreapta, care are ceva portocaliu la ureche, are pui în purtă, parcă văzusem din mașină. O să fugă ăștia acum când mă apropii. Eu mă pregătesc să fac o filmare mai bună. Ăla e masculul, după cum îl vedeți, mai cocoș. Are niște gheare uriașe la mână. Probabil că se sperie și mai rău acum că am casca asta pe cap. Nu, n-are pui. Am crezut că are pui, dar n-are. Trebuie să mă uit să nu mai fie vreunul pe aici pe lângă mine. Mă las în jos. Ia spuneți-mă. Vă pune manual în loc de miel? Acum de Paște? Hai să vedem un pic de mai aproape. Măcar am echipamentul ăsta pe mine, dacă îmi trage vreo bucată. Uite ce frumos mănâncă. Hai să ne uităm la asta mare, ce frumos mănâncă. Niște iepuri mai mari. Vezi motoarele. Cât am cu ei? 3 metri, e? Cam asta cred că e distanța de bun simț pentru a te apropia de un cangur fără să-ți încasezi. N-am auzit sincer să fiu să și-o ia cineva. Cel puțin în Canberra, undeva pe unde sunt ăștia sălbatici în deșert, da, s-au întâmplat multe cazuri, dar în Canberra nu. Ăștia sunt băieți de oraș. Dă-i mânuța? Dă-i mânuța? Uite, au venit mai multe acum. Să și împărtă cealaltă. Cum te cheamă pe tine? Kangaroo, mecheru? Aceste animaluțe drăguțe sunt foarte interesante pentru a popula Bucureștiu. Ținând cont că pe mijloacele de transport în comun, probabil că și acum mai dispar portofelele din buzunar, ăștia sunt pregătiți pentru momentele astea de groază, au buzunarul în față, da? Și sunt mult mai precauți decât călătorii din RATB. Uite, asta stă de gardă aici. Băi, cocoș! Sunt la 2 metri de el acum. Ideea e că dacă se enervează, trebuie să se ridice în picioare peste mine, adică se înalță mai mult decât poate el. Asta pare mai cu mințel așa, parcă nu e speriat de bombe. Vrei să mă las să te mângâi? Nu vrei. Ok. Hai să vă mai arăt în partea asta. Asta e un parc, ăștia sunt toți marcați aici, nu știu care e exact treaba, dar e un parc unde întotdeauna îi găsești. Dacă ești turist și n-ai mult timp la dispoziție în Canberra și vrei să vezi canguri, aici întotdeauna îi găsești. Ia uitați cât sunt.
Ia spuneți copii ce faceți. Hai, băgăm o alergare. Hai să facem jogging. Hai băieții. Arată și mascul acolo. Hai, vii aici, vrei să ne batem? A? Zic, înainte să ne batem, îmi spui ca să fug, ok? Ați-l vedeți pe ăsta când se ridică și fuge? Nu știu dacă se pot vedea ghearele. Să strage de aia de dracii tău. Niciodată nu trebuie să stai cu spatele la ei, ca la orice animal în general. Aici. Ești de iarbă. Ia. Vrei iarbă? Ha? Ha? Vrei iarbă? Hai. Haide. Haide. Haide mai iarbă. Ia zi, să tu, că toată ziua asta mănânci. Nu veneam și eu cu o delicatese, ceva din carne. A, uite, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 canguri. Facem așa un prim plan. Hai, zâmbiți aici, sunteți la Nick Motovlog. Hai copii, așa, ia uite. Ce faci, mă, acolo? Haide, zâmbiți de la Nick Motovlog. Nu? Tu ești cel mai cu minte, frate. Ia uite-te la mine, cocoș. Așa mai aproape, o poză frumoasă. Cred că nu te gândești să mă articulezi. Așa. Foarte frumos, mă. Bă, ești foarte tare. Deci ești foarte, foarte tare. Au ieșit niște poze nemaipomenite. Hai, v-am pupat. Pe curând. Ne vedem curând. Hai. Cum faci cu mâna? Cum faci cu mâna? Hai. Hai. Cum faci cu mâna? Așa. Bravo. Hai. Ciao. Pe curând, pa, pa. Hey,